Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, stai cipronul cu pisica? Bună! Cu Remus! Au! Salut! Cu Focaru! Salut! Și cu Luca Covrigu! Salut! Salut! Și astăzi avem un episod foarte special pentru că urmează să facem cel mai șmecher challenge posibil și imposibil, dar înainte de asta... Ce se întâmplă aici? Am înțeles. Pisica, dă-te jos din cartul meu, hai! Nu! Am leșinat pe cart direct! Nu știu ce s-a întâmplat! Am câștigat! Doamne ferească, mă! Bă, ia spuneți rapid, câte like-uri strângem la episodul de azi, ha? Ia ziceți așa! 25.000 de like-uri! 25.000 de like-uri! Câte? 25.000 de like-uri! 25.000, da! 25.000 de like-uri! Hai să zicem 29.000 de like-uri. Mi-au căzut și căștile de pe cap, stai așa o secundă. Am dat, am zis așa 29.000 și am dat cu capul în spate de mi-au zburat căștile de pe cap. Așa, bun, hai să vedem dacă reușim să strângem like-urile alea și înainte să facem orice șmecherie, suntem aproape de zona de casino, așa că hai să mergem să dăm la roata norocului și să vedem dacă ne pică mașina, pentru că e o mașină nouă acolo. Și vreau să văd dacă ne pică mașina la vreo unul. Care are norocul să-i pice din prima mașina? După care, după care vom face challenge-ul cu 5 stele de poliție. Și va trebui să vedem dacă reușim să supraviețuim acelor 5 stele. Nu știu exact dacă o să putem, asta rămâne de văzut. Dar aveți grijă pe aici să nu... Hainele alea de la Revelion nu le mai schimbăm. Scuze, Focare, scuze, te-am călcat pe talpă. Da. Nu, dar nici mie nu-mi seamă. Ce părere aveți despre asta? Ați o repetat de 3 ori. Să vă schimbați hainele de la Revelion. Bă, chiar mă, trebuie să le schimbăm. Da, mă, trebuie să ne schimbăm și hainele. Hai că avem multe chestii de făcut în episodul ăsta. Da, am rămas în hainele de la Revelion, ce să facem? Am văzut grijă la costum și am zis, mă, că nu s-a mai schimbat. Ia uite ce mașină avem aici, ce zici? Hai, eu nu mă văd că mă ochim. Mamă, păi hai să câștigăm mașina, mă, nene. Haide! Începeți, puteți să începeți deja. Merge, hai să vedem. Da, merge. Da, începeți. Care vrea să înceapă primul, poate să înceapă. Hai, Remus, hai să vedem. Remus, dacă țineți minte, l-a câștigat o mașină pe video. Pentru prima dată când am văzut că i-a picat o mașină din prima secundă. Ia să vedem. Haide. Hai cu mașina aia. Deci acolo sus trebuie să pice mașina. Bă, da, ai dat tare, mă. Ai dat tare. Și că poți să-ți alegi cât de tare să dai. Hai cu mașina aia, ce i-a picat? Discount. Nu-mi vine să cred așa ceva. Discount. Hai că dau eu. Ha, mă, frate, discount. Hai să vedem următorul. Bă, dar ce face caracterul meu? Merge singur. Ce se întâmplă? Doamne. Hai, Luca. Hai. Hai să-i pice lui mașina. Ha, bă, la unul dintre noi trebuie să pice mașina aia. Nu se poate. Ia, vezi că-i pică mașina. Fii atent. I-a picat ceva de îmbrăcat. Păi da, nu vezi că e înhalat și în picioarele goale? Da, zice, vreau să se îmbrăce. Dar am venit în duș. Ia să vedem. Hai pisică, bagă acolo, marea învârteală. Ha. Marea învârteală, hai să fie cu noroc. Să fie cu noroc, hai. Doamne ajută. A dat încet, a zis, a dat așa, e cu strategie aici, e cu șmecherie. Am strategie, am strategie. Ia vezi că nu prea. Am dat hainele de casino de... Ia vezi că tot haine i-a dat și la pisică. Tot haine. Hai că mă duc eu. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Ia Focare, hai să te văd. A, te descurci? Ia să vedem. Da, merge, de aici mi-a luat halatul. Ia, deci mașina aia să fie a ta. Hai să vedem dacă va fi. Uite-o, oprește-te. Nu cred! Bă, v-a dat la toți haine, mă, ce se întâmplă? Incredibil așa ceva. E momentul să le schimbăm. De ce v-a dat la toți haine? Bun, hai că încerc și eu. Încercarea... Eu fac tot haine. Ai un semn ca să le schimbăm. Hai să vedem. Și... Am dat tare. Hai cu mașina aia, dacă îmi dă și mie haine, e clară, treaba e totul... Mi-a dat bani, 30.000 de dolari! Wow, bun! Bine! Plus 30.000! Bă, dar asta e, eu știam că aici la casino puteai să-ți cumperi ceva, ia stai o secundă, puteai să-ți cumperi haine de undeva. Da. Uite să eu am hainele de anul trecut. Ai hainele, a, uite mă, da mă, de aici erau haine speciale pe care nu le găseai decât la casino, dacă țin în minte. Corect? Ia stai să vedem. Dar nu-mi plac. Da mă, uite, și ți le cumperi cu de-astea, uite, sunt speciale de casino.
Și astea-s drăguțe, da. Business shirts. Nu mă lasă să le port pe astea. Ok, și vreau și un, vreau și niște pantaloni. Running shoes? Trebuie să-mi iau așa ca să fiu în temă. Și niște pantaloni. Gata, mamă, ce fashionistă. Hai să vedem dacă, dacă mi se potrivesc pantalonii. Ia ziceți, mă, mi se potrivește ținuta? Nu pot să-mi iau și eu tricou. A, ia ziceți. Merge? Wow, sir. O, bine, Remus, îmi place cum te-ai asortat. Vezi, am Jordan în picioare. Cu Jordani, ia uite, ia. A mine îți place? Wow, wow, cu dolari. Bă, vreau să încerc ceva înainte să mergem să facem challenge cu 5 stele de poliție. Vreau să încerc ceva. Pentru că am înțeles că se poate face un fel de glitch unde intri cu cartul în frizerie. Și vreau să văd dacă merge. Vreau să încerc chestia asta. Bă, da, m-am îmbrăcat bine, mă, ce vorbești? Mamă, de când nu m-am mai îmbrăcat așa de bine? Iar am cu hapătul pe mine. Da, nu știu, eu m-am îmbrăcat chiar super bine și hainele astea nu le găsești la magazinele obișnuite, decât la casino aici. Deci chiar sunt foarte mulțumit de ținuta pe care am adoptat-o astăzi. Hai, covricule, ieși azi. Hai, vă aștept la asta, cum îi spune. Vă aștept la frizerie aici, stai așa că frizerie în zonă. Uite aici jos. Chica mă împinge, Remus. Apropo de asta, o să avem nevoie de, de un insurgent pentru urmărirea cu poliția, cred. Avem. Suntem pregătiți. Na, nu știu acum, cred că o să fie nasoală treaba. Pisica trage, Remus. Ce? Lol. Trage puțin, Remus. Ia, hai că încerc aici să intru la frizerie să vedem dacă merge treaba. Hai că nu e bine, e bine unde te-ai dus? Nu. Aici unde sunt eu. Nu pot că ai pus tu pe hartă. Mă vedeți? Da. Ah, mă, că sunt chiar aproape. Pune mașina mea. Sunt chiar aproape de voi. Sunt pe mașina mea. Ce faci tu pe mașină? Hai, fiți atenți că intru, na? Ia să vedem. Hai că nu se urcă pe bordură, ești nebun? Hai să vedem cum mă urc pe bordură, că e atât de... Poți să intru eu cu insurgentul? Nu, să nu intri. Ia, stai că încerc să intru cu ăsta, ia. Merge? Stai că deschidem noi. Da, lol, intră. Joc, tu mai intrat, săr. Eu mă tund cu cartul aici. Mă, stai, că încerc ceva. Ia, stați o secundă. Ia, stați o secundă. Am luat-o pe asta pe mașină. Nu, trebuie. Dă-te, lasă-o să se ridice. Nu să mai ridică, săraca, a leșinat. A murit. E leșinată. Ia chiar, mi-a venit o idee. Ia veniți încoace, mi-a venit o idee, super. Ia, veniți încoace și puneți-vă toți pe cartul meu, pe față. Gen, urcați-vă așa pe față. Așa, și stați acolo. Da, merge o perioadă, parcă, nu? Ia, cine să pune, stați pe C, nu pe C, pe control, pe control, să stați așa, gen sneaky. Stai că eu nu-mi cap. Eu ce să zic acum? Pe nu merge, mă, că am vrut să mergem așa, dar nu merge. Bun, hai să ne urcăm în insurgent. Nu-i tanti. Poți să conduc, eu te-o asco zita mai zneva. Poți să conduc, eu te rog, Luca. Îmi doresc eu să conduc. Cine stă la tragere? Nu, dă-te focare. Nu, eu sunt Remus. Remuse, dă-te! Am stăt deja, nu pot să mă dau. Apasă H, ia, ține apasă H. Gata, om, hai. Deci acum trebuie să faceți cât mai mult haos ca să avem 5 stele, gen. Ok, e destul de nasoală situația. Bun. Aveți grijă dacă dați ce patruri să nu dați lângă, ca să nu bubuim noi, gen. Oricum nu bubuim noi. Bă, știu, dar na, are și asta o durabilitate, la un moment dat o să bube. Bă, ai de-alea bulletproof pe asta? Sper că ai, da, gen cauciucuri. N-am mai avut bani și de... Sper că e bulletproof, că altfel o încurcăm. Este. 4 stele. Ce? Bum, dau-o dintr-una. Păi stai, că acum avem 4 stele și o să... Problema e că dacă eu mă răstorn, o pierdem pe pisica pe drum. Asta să fie nasol. Ha, mă, cu 5 stele, ce se întâmplă? Vrem 5 stele. Să ne dea și nouă acolo. Mamă, avem business battle, ce? Ma. Bă, ce trebuie să faci, mă, ca să-ți dea 5 stele în jocul ăsta?
Mult, trebuie să bați mult cu poliția. Hai, okay. Ne batem, ne batem. Nu-i problemă. Hai acolo sus la... E problemă de război? Poliție, hai sus la poliție. Păi punem un checkpoint pe hartă de la să văd de unde vrei să merg, că nu știu. Uite aici. Uuu, nebunie. Aici cred că o e. Uuu! Stai pisică, stai, nu te panica. Aici, oh, e în față, mare, mare baricadă de poliție. Ambuscadă. Trecem prin ei și... Bum. Bă, ești nebun, am luat poliția cu mine. Și tot nu se fac 5 stele, bă, ce se întâmplă? Trebuie să ne batem mult. Trebuie să ne ducem la baza militară. Da. Zici tu? Da, ai și la poliție în față. Eu cred că ar trebui să putem să luăm liniștiți 5 stele făcând chestia asta, nu știu. Eu vin și eu ce am mascat. Gata, mă, 5 stele, 5 stele, 5 stele. Gata, mă. Fiți atenți că acum e nebunia cea mare. A început să nimerească. Acum vine tu. Acum vine Riotu. A, s-a scos zapata de pe GTA, eu acum am văzut. Da, da, da. Deci aveți grijă. Bă, lasă-mă că au ținut-o mult de data asta. Chiar au ținut-o foarte, foarte mult. Uite, stânga, stânga e poliția. Aici la poliția, la secția de poliție vrei tu? Da, păi nu, ne trebuie drum lin ca să putem să scăpăm de poliție, bănuiesc, nu? Adică nici măcar nu știu dacă pot să scap de poliție cu 5 stele. I-am luat pe șopere. Păi, da, nu știu, asta ar fi ideea, nu? Păi ia, bagă capul la cutie, bagă capul la cutie. Nu cred că poate, că nu mai e loc în mașină, n-are unde. Nu are, nu mai are unde. O să vină aici, că ne vede elicopterul, ne vede elicopterul, nu e bine, nu... Mamă! Cam pe să furie să fost asta. Nu te așteptai, a? Asta se întâmplă în momentul în care joci prea mult GTA, știi toate scurtăturile. Corect. Aulo! Am zis să mergem pe autostradă, că zic, poate o fi mai bine, dar nu știu ce să zic. Da, da, ăștia... pe deal. Pun ăștia blocaje. Da, pe deal, pe deal m-aș duce, dar mie că se răstoarnă și îl pierdem pe covric pe drum. Voia cu fug. Pierdem covricul. Pierdem covricul pe drum. Da. Da, dacă aș avea un drum mai lin, că uite-te cât de nasol e ridicarea, dar hai că poate merg pe aici, fiți atenți. Și aim bun, am petăzele. Ce elicopterele astea? Așa, dă-i la elicoptere dacă ai rază. Da, da. Da. Bă, dar tragă ăștia noi, mă. Ăla nu pot să-l ating. Ăla merge mai ating eu, ăla ating, ating eu. Ăla ating eu, ăla ating eu. Bine, bravo. Așa? A, mai vine un. Uite un iacht. Lasă, vine. Așa, ține-o. Păi și crezi că scăpăm pe munte? Da, da, ar trebui. Ia-o în stânga, ia-o în stânga. Ia-o așa, așa, așa. Vezi că e ăla în stânga, covrig. N-are nimic. Că așa. Stai, mă, că nu ne vezi. De nu ne răsturnăm noi peste covrig și cade toată mașina ta de 10 tone în cap. Aulo. E gata de covrig. Ha, mă, frate, deci ce, pe bune, se poate scăpa de 5 stele, gen? E realistică chestia asta? Nu, sau? Nu știu. Poți, dar asta e mult. Nici nu știu unde te-ai putea ascunde. Uite, bă, elicopterul ăsta e lângă noi, covricule! Acolo, în dreapta. În dreapta, în... Bine, bravo. Ia, bum. Așa și mai... Mașina de poliție nu vine aici, deci. Încă un elicopter, încă un elicopter, dă-l jos, dă-l jos, dă-l jos. Vezi că ne pierde. Bravo, bravo. Păi, încă două în spate! Încă două! Dați-le jos dacă reușiți să nimeriți. Nu, bravo! Hai că nimerim și cu gloanțe normal, gen. Gata. Bă, dar încă vine unul. Frate, nu vine să cred că te sunt. Incredibil. A venit cu Baxard-ul. Mai vine unul și din față. Am o idee care nu știu dacă va funcționa, dar e singura noastră scăpare, cred. Care? Da. Fiți atenți, ideea mea, da? Da. Da, mai să ne băgăm tăți în apă. În apă? Nu știu dacă în apă. Bă, de fapt știi ce? Cu submarinul ar merge, dar gen, până ajungi tu la submarin te omoară, tot să știi. Până te omoară poliția. Stai că e plină strada asta de poliție, ia uite ia ce e acolo. Mamă. Hai, uriți. Gata, eu încerc să nu răstor mașina, că-l pierdem pe drum pe covrig. Nu te răstura, nu te răstura. Aoleu. Piscina! Mă anunți dacă pici, da? Că da. Noi o să te vedem cu lag dacă pici, nu ne dăm seama când pici exact. Mă simt bine. Dă-i în elicoptere tot ce poți să faci momentan. Bum! Te-a dat cu machine rifle ăla. Am o idee. Eu am micro SMG și e foarte ok. Da, e cu micro SMG-ul. Hai de Max, pociliat.
în drum. Nu, 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 am o idee, mergem la aeroport, încercăm să luăm avion și zburăm. Ok. Cred că asta e singura scăpare, asta cred. Singura scăpare. Adică altă idee nu am. Dacă putem. Păi asta e, da, asta e întrebarea, dacă putem. Dar momentan asta e singura idee, pentru că, bă, am încercat să ne urcăm pe munte, nu ai cum să scap de ei, efectiv, deci voi ați văzut că distrugeam... Vezi că apar elicoptere. Distrugeai un elicopter, apăreau două iarăși. E ca și da, cum distrugeai două, apăreau trei. N-avei șanse. Da. Nu, 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 să nu bubuie lângă noi. Nu bubuie, nu bubuie. L-am lăsat în față. Să nu bubuie lângă noi, că ne face praf și pe noi după aia. Nu mai avem mult până aia la aeroport și poate reușim să plecăm de aici, Doamne ajută. Bă, nici nu știu să-mi chem ceva de la Pegasus, hai să vedem. Pegasus, hai să vedem cine da, dă Pegasus. Avionul ăla nu a bubuit lângă noi. Nu le mai bubuie lângă noi, că o să murim pe drum. Da. Ce avem nevoie? Transport? Gata, mă, nici apar. Nu. Bă, am nevoie de plane. Plane? Ce plane avem nevoie? Nu, mai bun. Unul. Ăla mare, Max, ăla mare. Nu Titan, Titan, am luat Titan. Ăla intră numai doi. Titanul-i greu. Nu contează. Un Titan, Max? Am luat un Titan, dar stai să vedem, stai să vedem, poate e altceva, poate găsim un avion de la de persoane, care e deja parcat în aeroport, că mai sunt. Hai. Un Bob de la un cap. Oh, nu, oh, nu. Nu. Mă, pierdeți tot frigul, gata. Ești bine? Da. Eu nu mai prea am viață, trebuie să-mi dau ceva. Dă-ți de pe inventory, dacă ai snack-uri, te rog. Dă-ți de pe inventory, dacă ai snack-uri. Și bă, da, nu mă dai jos. Hai de aici, să nu mă dai jos. Da, aici o să fie problemă. Gata, mi-am dat viață. Hai să arcăști obișnuit. Mi-am dat viață și armură. Haide. Dar nu merge Max pe ușă. Poate da, poate nu. Mai bine aș. Că ești prieten cu portarul. Da, ești prieten cu portarul. Uite, urcați-vă repede aici. Hai, repede. Rapid. Stai că linitorul ăsta îl pilotez. Rapid. Hai, urcați-vă până nu vine soțul. Hai, covrigule, a intrat. Hai, covrigule, a intrat. Toată lumea a intrat. Hai. Mamă! Hai, de sus. Oh, no. Nu! Oh, no. Pincher, dar e prea... Haide! Nu, de gata, hai! Hai! Trage! Bă, nu cred! Wow! Vreau să saboteze poliția! Voi trageți sau trage ei în noi? Noi tragem! Wow! Dar nu mai ajung! Bă, nu mă așteptam la chestia asta! Nu mă așteptam la chestia asta, sincer vă zic! A fost bună ideea! O să dureze mult până... Nu știu cât de mult o să dureze, că uite-te puțin, momentan nici nu mai spunează elicoptere în zona în care suntem noi, deci... Dar nu te duci spre sfârșitul mapei. Păi mă duc oriunde ar fi, că până la urmă, dacă e vorba că scăpăm, ăsta e challenge-ul să scăpăm, nu? Adică gen... Nici nu mă interesează unde sunt, mă interesează să nu fie poliție. Opa. Nu că e jos, e sub noi, e sub noi. Nu contează, dacă e raza aia, tot te vede. Te vede. Deci noi acum trebuie cumva să evităm toate razele alea albastre care vor veni. Exact. Și faza nasolei că se sponează, o să se sponeze ce nu suntem în mijlocul oceanului acum. Nu contează. Se sponează aici, băieți. Uite la ăla! Uite-te. În primul rând, elicopterele nici măcar nu cred că zboară așa de sus, mă îndoiesc. Nici eu nu cred. Deci de ce se sponează la lângă mine? Uitați-vă stânga-dreapta dacă vedeți vreun elicopter de poliție sau ceva. Nu vedem. Sper să nu mai... Oh, uite-l! Yes! Mama! Bine! Bine! Nu cred! Bă, deci nu cred așa. Hai, aruncați-vă! Hai, aruncați-vă! Da, mă, deci asta a fost challenge-ul de 5 stele. Eu zic că ne-am descurcat destul de bine. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! 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 Pa!